Peste 300 de preșcolari și elevi de la câteva unități școlare din municipiul Călăraș au fost primiți cu căldură în data de 14 decembrie lângă bradul împodobit din sediul primăriei municipiului Călăraș. Aceștia au dat glas celor mai frumoase colinde românești, vestind nașterea Domnului. Cu acest prilej, toți cei prezenți au primit pachete cu dulciuri oferite de primărie și Consiliul Local Călăraș. Pentru anul acesta, primăria municipiului Călăraș a pregătit 2000 de pachete ce vor fi oferite celor mici. Sunt viitorul nostru, ne gândim la ei și ăsta este un gest de normalitate. Sunt înscriși peste 2000 de copii care în zilele următoare ne vor colinda. Asta o facem pentru că ne pasă de ei și ne dorim să fim niște oameni normali. La mulți ani și să fii sănătoși!